majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnule primar, vă rog să prezentați proiectul ordinii. Cum ați fost înștiințați, la ordinea de zi aveam 8 puncte. Se scoate de pe ordinea de zi punctul numărul 5, proiectul de hotărâre privind proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 16 privind aprobarea ghidului solicitant pentru ajutoare acordată legaților de cult și se suplimentează ordinea de zi cu următorul punct, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 71/2015, care este cu instituirea taxei de salubritate pentru persoane fizice la nivelul Comunei Căiuți. Cine este pentru proiectul ordinii de zi? În unanimitate. Vă consult asupra conținutului procesului verbal de la ședința anterioară. Dacă sunt observații, vă rog. Dacă nu, îl spunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Da. Numai intervenții care este raportul de avizare asupra proiectelor, pentru că am procesele verbale și sunt avizii favorabile la toate proiectele, la toate comisiile. Și începem cu proiectul numărul 1, cu punctul numărul 1, unde avem proiect de hotărâre privind puternicirea primarului Comunei Căiuți, domnul Iulian Durlan, în vederea semnării contractelor de achiziție și livrare pentru colectarea și managementul gunoiului de graj din cadrul proiectului control integrat al poluării cu nutrienți. Cine se scrie la cuvânt? Dacă îmi dați voie, ca să nu fim pentru când dați, să le spun, să explic la oameni despre ce vor apropi de hotărâre și când se discută. Deci, cum știți că în 2009 a început acest proiect, ne apropiem cu pași mari de finalizarea lui. Aici, în hotărâre, vedeți că este o împuternicire pe care să o aprobați dumneavoastră, prin care trebuie să semnez, mâine plec la București, semnez contractul pentru utilajele care sunt aici în referatul de specialitate în sparte, plus construcția platformei de gunoi menajer animale. Deci avem un încărcător frontal GCB, un tractor John Deere, o cisternă cu vitanjă, care este de, o să ne ajute și la celelalte, două remorci și o mașină din prăștea gunoiul de graj. După cum știți, eu anul trecut chiar vreau să inițiez proiectul prin gal, să luăm un încărcător frontal, un bulldog, dar după discuția care am avut-o la București, având această investiție și utilajele care vor veni, am ales varianta de, am făcut drumul la cartierul CFR, pentru că aceste utilaje oricum ne vin și dumneavoastră, dacă sunteți atenți, din valoarea din 433.000 de euro, valoarea finanțată a proiectului, noi o să suportăm doar 5%, asta în jur, până într-un miliard de lei vechi, 100.000 de lei. Discuții dacă sunt pe baza acestui proiect de hotărâre. Se înscrie cineva la cuvânt dintre domnul consilier? Dacă nu sunt întrebări, trecem la și spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul următor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și a de contării de către ADIS Bacău la tariful unic de 317,73 lei per tonă, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, în perioada de tranziție. Domnul primar, aveți cuvântul. Da. După cum știți, domnul Eugen vă poate spune, la ultima ședință ADIS, dânsul chiar a filmat, am cerut filmarea, am avut un scandal monstru în sală. La ieșire am fost amenințat dacă nu-mi stă bine și o să vadă dânsul cam filmarea, dacă nu sătul cu un dosar penal, o să mai fac unul, nu-i nicio problemă. Eu am susținut mult alături de viceprimarul la Măinești, primarul în funcție de la Măinești, primarul la Onești, primarul la Berzunți, am cerut 0,25% pentru agenții economici și populație. Eu le-am zis că nu sunt de acord
să dau un leu dacă nu-mi trimit factură. Și cantitatea pe care cei de la gunoaie o ridică lunar. A ieșit un scandal monstru că o să ne dea în judecată Romprestu. Eu le-am motivat, le-am zis, cred că cei care ați negociat și directorii, partea tehnică care îți plătesc destul de bine din banii noștri, au negociat greșit contractele, nu și-au pus clauze care să ne apere pe noi ca comunii și adis. Și chiar a reproșat domnului director, mi-a zis în plen, vă poate confirma domnul Eugen, a zis, domnule, eu cred că noi sunteți salariatul celor de la Romprest și nu reprezentați comunile vis-a-vis de poziția care o aveți dumneavoastră. Bineînțeles că așa de bine a fost lucrată, că trebuie să știm că e politic, din 56 de comunii, eu am noi, cei care am cerut 0,25 să pună pe ordinea de zi, că așa era statutar și normal, au luat o bătaie de râs, de joc, cum s-ar zice, au supus la vot prima dată cu 0,5%, care o să supunem și noi că nu avem încotro măcar atât, cel puțin cu agenții economici, să nu îți ridică, nu îți ridică să plătești 1.300.000, o să plătească 650. Iar pe urmă, hai să zic, cam așa vine formularea președintului, care e un primar, hai să supunem care iese cu 0,25. După ce mașinăria de vot a funcționat așa, pe criteriile politice care sunt acolo și pe interesele care sunt. Eu am zis, o să le fac și o adresă zilele astea, la adis, dacă nu-mi trimit factură și cantitățile care se ridică din comunul gunoi, eu ca primar nu semnez nicio plată. Mai ales că vor să le dăm bani în baza numărului de persoane. Și vă spun o motivație hazlii, plătiți așa că dacă nu plătești o comună, să avem de unde plăti Romprestu. Dar ce treabă am eu cu altă comună? Nu, domnule, mi-ai ridicat 10 tone de gunoi, faci 30 milioane, 30 milioane îți dau. De ce să-ți plătesc ceva și să-ți faci tu treaba? Că ți-ai luat credite, nu-i vina mea. Ți-ai luat credite și îți faci afacerea de milioane de european. Deci, eu nu zic, am fost induși în eroare, dar mi-am schimbat total poziția și sunt radical vis-a-vis de această situație. Pentru că, induși în eroare, cu teancuri, votați, ne li trimitea cu 3-4 zile, nu a explicat nimeni și când acum toată lumea ne luăm și amănânțim, de fapt, se întâmplă totul altceva. Și o parte din noi am devenit dușmani de clasă. Asta e. Dacă aveți discuții pe baza proiectului... Domnul Vătămanu, vreți să luați cuvântul? Eu aș vorbi tot din bunoi data trecută care s-a făcut. Nu, dacă sunteți, dacă sunteți... Știu că e așa mărat, n-avem discuții de asta. Vă mulțumesc, dar atât. Deci vreau să-i luăm cu urmări, dar ședințe, că vă spun de ce, dacă sunteți atenți. Când nici eu vă spun că am aprobat și am venit cu proiectul, n-am fost pregătit destul. Vedeți că aici scrie 317-73 RON, tona fără TVA, deci eu, da, un pic, pe durata perioadei de tranziție. Deci în contractul că am zis la următoarea ședință, dacă ajung, zic eu vreau o copie să văd între asociația ADIS și Romprești contractesii. Perioada tranziției. Deci în mod cert, se vor mări. Și vom ajunge că din banii de 3,78 care noi se încasăm la cetățeni, nu vom putea plăti gunoiul care se ridică. Deci cam aici se duce. Da? Mă rog. Asta este. Deci punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieri pentru anul 2016. Deci... La bugetul cum urmează, taxa pe valoare adăugată, finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunului, ne-au dat din trimestrul 4, voi să cheltuim în trimestrul 2, la învățământ, și avem o depășire de 25.000 de lei, o sumă care în urma avem referatul, că mi-a spus în urma proiectelor care sunt la culte, informarea o ai. Că am zis, da, vă spun așa, am zis că facem o informare, pe proiectele care le au bisericile sunt 60.000 blidar, 60.000 pralea, 38.000 boiște și 90.000 căiuțuri. Și sunt 25.000 pe depășire de venituri,
care îi ducem la culte, dacă sunteți de acord, în ideea în care, dacă am reușit să mai avem venituri și să facem un procent, sau în funcție de cum spuneți dumneavoastră, să stabilim pentru fiecare în parte. Normal, suma se scoate la licitație și vor veni cu proiectele fiecare. Dar în mod cert nu vom avea toți banii care să ajungă. Atât. Alte discuții, dacă aveți dumneavoastră. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul consilier Matei, aveți cuvânt. Dacă mai e o ocazie să mai duc și mai ridicat pe buget, aș ruga să prindeți niște bani pentru repararea fântânii aia de lângă școală, nu de la ștabier, cum a scris acolo, că e tubora care îi spar până la jumătate. Trebuie înlocuim un tub, nu, nu, nu e o capă de țară. Dacă trebuie să trăiți în domeniul public, altă nu te întâlnim bani pe azi, n-am venit. Acolo trebuie să facem ce trebuie să facem, că e pericol pentru copiii școlii de acolo. Pe terenul cui este acolo? Cerul nostru, o primărie. Ce? La drum. La drum. Domeniu public. Domeniu public. Dacă este domeniu public, trebuie să facem o ajutare ca de asta alături de este acolo. Dar domeniu trebuie să schimba tubul care spart de la jumate și pericol, că nu e nimic, copii n-au ce să deci, se să duc să atingi unul pe altul și cade unul în fântână. Mai zis acum să vedem de președinte, de vin banii care avem la jumătate de tub acum, din capul pământul până nu trebuie să intervenim. Și am zis că ducem la ce a spus dumneavoastră, la transformator și o să ducem și la fântâna asta. Și până atunci să pregătim să o trecem în domeniul public. Eu sunt perfect de acord. Și dacă vă dau cuvântul, aș mai autorizat, aș spune că la aeronatul public, în capul satului, de la Ducean Paul la Mare, nu e niciun bec. Și sunt vreo 5-6 familii care au copii mici, care merg dimineața la școală, acum hai să alungi ziua. Dar pleacă dimineața, seara vin târziu și e întuneric. Nu e niciun bec acolo, măcar un bec sau două pus acolo la vale. De asemenea, la public și pe strada la Panete auzeam băieții vorbind că trebuie și acolo câteva becuri pentru sat acolo. Eu nu mai aș vrea așa informativ să spun dacă s-a ținut cont din nevoile la instituțiile culte, că am înțeles că Boiștea e o biserică care este în construcție de vreo câți bani și nu-i dotată cu ce trebuie. Mă gândeam că acolo trebuia. Dar este, domnule, e, da, în comparație cu Căiuțul, 90, că am reținut măcar cifre de sumele repartizate, dacă s-a ținut cont din nevoile parohiilor. La ce vreau să mă refer? Adică dacă ați făcut cu consilierii parohiari și cu preotul de acolo din parohie respectivă, dacă s-a repartizat omenește, să n-apară discuții, că ăla i-am dat pentru că e mai frumos, ăla că nu știu ce, adică să nu fie niște discuții neprincipiale. Nu s-au dat bani mai deloc. Mai deloc vorbesc în afară de 28.000, acum 4-5-6 ani, bani veniți într-o hotărâre din guvern la Căiuț. Este biserica de la Căiuț. La Vidar am mai dat, la Pralea s-a mai dat, la Hărbiu am mai dat. Deci acum o sumă mai mare, așa va fi propunerea mea, va fi pentru biserica din satul Căiuț. Deci aici se poate verifica, chiar nu. Mai aveți ceva, domnul Dedea? Alți consilieri, alt consilier care vrea să iei cuvântul? Deci dacă nu mai ia nimeni cuvântul, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 13 puncte. Trece la punctul următor. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență. Da, deci, cum știți, noi dinainte dădeam, sunt acele cereri de vreo 2-3 ani care le-am adunat. La toți, 500 de lei dădeam pentru o ajutoare de urgență și 300 de lei pentru cei cu 50 de ani de căsătorie. Da, și mai avem... În dispoziție, da. Și ajutorul de urgență cu copilul ei în hotărâre, da? Da, 4.000 de lei am zis pentru șubotarul Dănuț, nu? Care este un caz special, l-am mai ajutat cu 15 milioane, acum 1.500 de lei. Copilul trebuie dus... 2 ani. Da, cu 2 sau 3 ani, da.
Copilul trebuie dus de urgență la o operație în Republica Moldova, foarte costisitoare, câteva mii de dolari, nu? Da, nu știm exact și am zis că e un gest, chiar vorbeam că la un moment dat eu propusesc în 20-25 de milioane, am zis dacă tot e, haide să ajutăm acolo cu cazul de noi să n-avem, decât unul la 3-4 ani. Și un caz deosebit, ținând cont de situația defavorizantă a familiei. Dintre domnul consilier, cine se scrie la cuvânt? Dacă nu ia nimeni cuvântul, aș vrea să spun eu ceva. Deci au mai fost cereri asemănătoare în 2015, la începutul anului 2015, și am discutat atunci să se vină cu proiect de hotărâre pentru fiecare cerere separat. Pentru că nu putem să-i judecăm cu toți la un loc. Nu toți au aceeași situație. Sunt unii care au situații mai bune, sunt unii care au situații mai rea. Deci pe lângă unii intră și alții și nu prea e corect. Dar putem, știți, puteți discuta pe fiecare și unde credeți că cineva, noi am analizat și cu asistența socială, nu vine nimeni care are situație bună. A fost odată ceva și s-a dus. Deci puteți analiza fără probleme. Deci nu sunt ajutoare, cum se spune, ce dă acum că e campanie electorală, nu? Dacă nimeni nu mai are nimic de spus, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Ne pune pe jumătate. Cine se abține? Deci s-a votat. Am terminat cu proiectele de hotărâre. La punctul următor avem un raport privind starea economică. Și suplimentarea, scuze, da. Se suplimentează ordinea de zi cu proiect de hotărâre privind modificarea și completării HCL numărul 71/2015, instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice la nivelul comunei Căiuți. Aici este problema ca noi să nu plătim gunoi după rolul agricol. Pentru că sunt foarte multe persoane plecate din localitate. Să plătim gunoi efectiv în urma situației care noi am făcut-o pe teren. Și știm exact câți cetățeni sunt. Deci noi nu avem 5160 sau câte este. În urma recensământului, sunt 4100 cetățeni care efectiv sunt în Căiuți acum. De asta. Deci nu are sens 1000 de cetățeni, ori 3,78, vedeți câteva sute de milioane, să dăm la adis bani în plus. Deci despre asta este vorba în proiectul de hotărâre. Deci dacă mâine mai pleacă 100 la 6 luni, o să mai verificăm, vom plăti 3800 într-o altă hotărâre. Dintre domnul consilier, cine se scrie la cuvânt? Domnul Vătămanu, acum, dacă vreau să spun ceva. Scrie, am spus scrie, sensul că, domnule, e problemă mare. Eu mă duc și prin Popeni, nu mă duc și prin alte sate, mă duc pe jos. Și oamenii toți au abținere. Domnule, n-a luat la mine niciodată gunoi de la poartă. Cum să-l plătesc eu? Și foarte răzbunători, chiar unii spune și mâna în piept. Natalia spune, n-ai creier în cap, nu gândești, dacă eu n-am dat niciodată gunoi, cum să plătesc eu la primăria Căiuți? Și sunt foarte mulți, eu m-am uitat și prin Popeni când a venit mașina, eu m-am dus prin sat, m-am dus prin toate părți, m-am uitat și prin Blidar. Sunt oameni care nu dau nici în Blidar gunoi, îți spun eu, nu scos la poartă. Nu scos că nu are. Ce are de acolo, de la cartofi ăla, de la poartă, ce are de acolo? Nu are gunoi. De unde să scoată omul? Plus de asta, complicată, foarte complicată. Noi nu putem să spunem aici cât e de complicată treaba. Atunci toți am ridicat mâna în sus din moment că a venit domnul ăla de la Bacău și a început să învârtă pixul că face, că nu face și ne facă să înțelegem și să dăm banii la gunoi. Nu e așa. Trebuie oarecum văzut realitatea la fiecare om separat, nu să vină cine știe cum, cineva, să dea un răspuns dacă face o cerere. Nici nu-ți dă răspunsul la scrisoare respectivă, îl dă cum vrea fiecare. Și scrisoarea o scrie în apă de la primăria, că ești cu număr de înregistrare. Dar se poate treaba asta. Și atunci să se stabilească când vede situația, adevărul. Cineva din partea primăriei, să urce pe mașină. Aici a luat gunoiul. Mă, băieți, a mai luat vreodată de aici gunoiul? Sau nu l-a luat? Păi se poate așa ceva? Deci, dați-mă să fac și pe cele. Dacă știți că sunt și voi fi împotrivă, cât voi mai fi, nu voi mai fi, rămân împotriva prețurilor aberate și împotriva plății pentru ceea ce nu fac, asta cu faptul că n-a scos gunoi nu stă în picioare. Pentru că este o lege care trebuie respectată. Unii cetățeni gândesc că dacă nu scot gunoi, nu vor plăti. Nu există. Dar
Dați-mi voi, la ședință s-a punctat. Vor veni cei de la mediu și ne vor arde. Da. Spuneți dumneavoastră, v-am spus, deci nu... Dom'le, dacă nu la un restaurant, comand și nu spune pe masă, cum să dai bani la acolo, dacă tu nu servești? Este totul altă. Păi e totul alta, dar asta seamănă cum învârtea domnul la pisco aici, de ne-a păcălit pe toți din sală de aici. Nu pe toți, au fost bătrâni și chiar nu i-a păcălit. Eu vă mulțumesc, dar eu am să sun problema asta la toate ședințele de Consiliu. Că și aia de la București vine, dar ei nu văd alte probleme care sunt la nivel de comun. Ai de mine, că am discus aici, că se ridică părul în cap. O zi bună la toată lumea și nu. Mulțumesc că m-ați ascultat. Domnul Consiliu, da. Da, în Căiuț, spre exemplu, o mare parte din persoane n-au reușit să ia pubele și totuși plătesc gunoiul. Da, dar am zis și o refer să vină acesta cu care le-am adus nominal. Au venit, Concesii au venit, vină să se treacă. Nu se regresez pe tabel. Nu, păi dacă nu s-au plecat, dar noi care n-am luat undeva, ne-am făcut o situație și am trebuit și-o adus pentru ei. Acum trebuie să facem încă o nouă situație. Deci care nu au vin să trec pe nouă tabel și următoarea mașină vin pentru următoarea tură. Da, dar încet, încet să ajungem la jumatea anului și totuși i-au plătit degeaba. Bun, mai avem spus. Au pus, aici, au pus în saci, sacii rup câini, că sunt o grămadă de câini. Chiar e o problemă la... Rugați-vă cetățenii care nu au să vină să... Că au început deja pentru nou camion domnul ăstea care se înscriu. Are cuvântul domnul consilier Drilea. Eu am ridicat problema arestului penaltiere la fiecare persoană fizică cu condiția. Nu-i prețul, nu-i mare în comparație cu cine încasa înainte la 20 de lei pe lună, acum e combinabil prețul de fiecare persoană. Problema se pune de altă natură. Acei care nu scoate gunoi la poartă, înseamnă că îl duce în ele. Nu vorbim de cost de cartofi, alea mănâncă orice, se pasă. Dar restul, sunt destule restul menajerii care ori se dă foc și poluează aerul, ori le aruncă și am atras semnalul de alarmă că trebuie o persoană numită din primării care se ocupe cu depistarea acelor oameni care încă mai poluează după 26 de ani. Noi n-am învățat nimica din ceea ce protecția mediului înconjurător. N-am învățat nimic în 26 de ani. Și ar trebui neapărat să punem punctul pe ei și să facem oamenii disciplinați toți în comună, ca gunoiul să fie repartizat la mașină, indiferent de condiții care sunt. Nu putem să mergem oameni buni să ne îmbolnăvim. Câinii se duc pe acolo, pe la gunoaie, duci punge, le împrăși peste tot. Și aici. Dar asta e responsabilitatea executivului. De a desemna o persoană puternicită să urmărească treburile. Și trebuie să mergem la amenzi. Ce mai discutăm? Păi am tolerat atâția ani. Am dat 10 lei cât am fost viceprimar în 96-2000. O singură amendă a dat că am găsit pe unul, pe pârâu, cu roaba, cu gunoi. Atât. Dar trebuie să-i disciplinăm pe contribuabil. Nu se poate așa merge la infinit. Indiferent ce vor să comenteze, să facă. Dacă vrem să fim într-adevăr o țară aerisită, curată și ordonată. Dacă nu merge tot așa de berbelea, ca și nu înțelegem nimic. Dar nu avem simțul răspundere. Aici e toată defecțiunea noastră. Nici consilier, nici executiv. Stăm și ne complacem. Ăsta e adevăr. Vă mulțumim. Domnul primar, nu putem să chemăm toți bătrânii ăștia să-i aducem să treacă pe un tabel. Facem un anunț. Să duce cu buletin, cu serii buletin, cu numere personal. Să trece pe un tabel în sat, că altfel mergem ani de zile până când nu vine oamenii de-n pralea să plătească 100 de mii, 10 lei, dus întors să treacă aici pe un tabel. Să găsești un cetățean în sat, să face anunț că la el. Dom'le, la puliță, la Ciurea, eu am fost, n-are niciun. S-a luat în uite. Acum nu vreau să-l contrar. Am să fac o comisie care se ducă din sat în sat. Sau o să există un schimb de medicii de cei care nu au. Să comandăm nominal să vină. Eu nu combat problema gunoiului, da? Din ce a spus domnul Drilea, parcă nu prea îmi vine să cred. Zice că ne îmbolnăvim.
Eu am 70 de ani și n-am auzit să îmbolnăvească unul de bunoaie. Tu mă, cu societatea asta, să îmbolnăvesc oameni. Nu cred. Și gunoaie, cel puțin ce apea o ducea gunoi pe toată râpa aia. Și toată lumea o dus la Helciu. N-am auzit unul să fie infestat din cauza gunoiului după Marul Tros. Abia se infestează cu ecul în întâi să facem curat pe toate păraile, pe toate mărturile de sate și după aia mergem. Așa, păi veniți să vedeți și în spatele Helciului și Lunca și părâul Căiuțului, numai cu noi. Ăsta e milianul 3. Dacă așa gândim în gust, în milianul 3, înseamnă că suntem buni. Foarte buni. Dar suntem de-a fost referitor, tot batem acum despre gunoaiele astea. Am fost la vreo trei ședințe, nu s-a rezolvat nimic, nimic. Absolut. Eu stau, de exemplu, unui toperon la mare, ca să duc până acolo, am mai mult de o jumătate de kilometru. Cum pot eu să mă duc prin Bolovania și prin Noroi? S-a trimis o mașină astăvară să pui piatră pe acolo, a pus trei mașini și au plecat. De ce n-a făcut drumul să vină mașina peste tot? Nu trece pe râu, nu trece nimic. Are un să întoarcă. Ce face el acum de la ultima casă? Are mai mult de un kilometru. Ăla se duce cu toperonul în deal. Nu s-a rezolvat bine. Și plătește și el ca și celălalt. Adică e obligat să plătească că îi luați bani aici. Că nu-i dă o hârtie dacă nu a plătit gunoiul. Că atâta s-a dezbătut gunoiul ăsta și tot nu se rezolvă și nici nu va fi rezolvat. Eu personal n-am nici toperon. Cine-i de vină? Eu? Eu stau mai retras dacă a pus un afiș, cine-l vede? Eu mă duc și citesc pe gardurile oamenilor. Acolo scrie porc de vânzare, purcet de vânzare, altceva, nu citesc. Poate nici n-am ocazia să ies la centru. Puneți, vă rog, un responsabil, un om care răspunde de un sat, de Blidar, unul de Popeni, unul de, nu știu, de Boiești, de Hâltiu, să umple din casă în casă să caute oamenii să le scrie. Și rezolvați problema cu mașina. Dacă nu vine să ia, eu cum să mă duc un kilometru, domnule, prin Noroi, cu tomberonul ăla, cu două roți, să duc eu cu noi acolo. Asta nu e o problemă. Ăla care stă la centru îi convine. Plătește cât mine, nu? Lui măcar îi rezolvă treaba. Mie nu mi-o rezolvă nimeni. Eu mă uit la tomberon și pune să-l duc. Eu încă mai sunt tare, dar sunt mai bătrân. Pune să ducă cu ăla în deal acolo. Noroi până la genunchi. El să duc roțile alea mici așa prin noroi ăla. Vă rog frumos, analizați bine treaba asta și nu obligați oamenii să plătească la serviciul nefăcut. Și mai aveam o soluție tocmai. Sau vine unul când vine gunoi cu dor, nu vine fiecare zi. Vine cineva de la primărie și scrie numărul de casă, a luat gunoi sau n-a luat. Ca să rezolvăm și treaba asta odată. Când vine unul și la el în fiecare zi are gunoi, la mine are odată la trei luni. Să bifeze acolo, de câte ori mi-a luat mie gunoi. Și la oricine. Că nu-i mare lucru, că vine o zi, nici o jumătate zi nu durează și a trecut prin sat. Unde are, unde n-are. Și să bifeze ăla. A luat sau n-a luat? Și să dați răspunsul cât de repede, ce facem cu ăștia care nu-s la centru? Toate casele nu pot să fie la centru. Apă nu mi-a tras că nu-s la centru. Gunoiul nu pot să, trebuie să-l duc eu la... Îl duc direct la platformă, dacă vreți. Dacă am urcat în deal de acolo, e ușor să viu cu el până la căiuț la platformă. Până acolo e greu. Să vină mașina acolo, să facă nu numai pentru gunoi, și pentru pompieri e bun drumul ăla. Doamne ferește, dacă arde ceva, cum vine mașina acolo? Vă rog frumos să rezolvați treaba asta și să dați răspunsul în public, mai ales că e televizat și lumea o să audă. Ce răspuns ați dat la treaba asta? Gunoiul și pompieri. E uliță, numai crești pe sus, nu poți să treci decât cu bicicleta. Te agață gâtul copacii vara. Luați măsuri să taie de jos, nu tai crângele ăla, că cresc 100 în loc. A tăiat. Îl tai de jos. Vede că e sub sârme, nu? Sau e în drum. Nu că vrea omul să nu vrea. Stabiliți. Dar noi ce suntem aici? Adică nu putem rezolva treaba asta că are el un nuc și nu vrea să-l taie. Că ia lui. E o gradă la el. Să dați răspunsul, mai ales acum că sunt și ăștia. O să fiți unii dintre dumneavoastră viitorul primar. Nu știu care va fi. Eu visez vreo 3-4 de aici. 4 nu puteți fi. Și ce promiteți să rezolvați? Și acum e momentul. Să dați răspunsul. Cum să rezolvă treaba asta cine nu stă la centru? Cum duce el la gunoi? Atunci mă angajez eu la Igor și să-mi plătească mie, că ne duc eu gunoi la plăți. Nu mi-e rușine. Pentru banii aia.
Și, adică la diverse mai au dat cuvântul, mai aveam o problemă de dezbătut. Vă mulțumesc. Domnul primar, e un domn de la Rombres, acum de asta, da. Și spune că șefii lor nu le dă voie să treacă pe rău. Dacă nu le dă voie să treacă pe rău, trece cu mașinile străinii mici pe rău, că e drumul ca palmă. Dincolo la Marinești nu este dus niciun tomeron, nici pubelă, nimic. Cum poate oamenii aia de la Marinești să ducă tocmai dincolo la Gabră, un kilometru cu plasele de gunoi? Mai mult. Și trece de două ori pe rău ca să ducă gunoi acolo. E imposibil așa ceva să luăm bani la oameni fără ca să le prestăm servicii. Da, da, da. Este ceva care vrea să iei cuvântul? Domnul Mără, vreau să răspund și următorul. Da, acum, da. Deci asta e ultima... Deci, prin legea mediului, mașinile nu au voie să treacă prin vas de apă. Se folosesc de acest lucru. Că dacă ar vrea, trece. Nu-i drum așa de rău. Acolo unde nu sunt pubele și tomberoane, într-adevăr, la Marinești, n-au pus, le puteau pune din coamă. Drumurile sunt accesibile. E și o mașină de pompieri, dacă vine acolo, urcă. Nu sunt super, dar sunt accesibile. Și cum spunea domnul Marin, nu punem, nu mai pună, tot timpul ne pună în față, cât dacă e noroi, nu domnule, sunt mașini, au rost destul de mari să intre. O să vedem acum când e cu reparațiile astea la drumuri, mai sunt unde băgăm numai stort fără balast, duceți neapărat o mașină pe drumul ăla, vedem, vine buldo, vine greder, ci vine să ducem să-l împrășteam sortul, o să asigurăm condiții și să vină. Noi vom avea război cu Rompres. Că să nu credeți că ei sunt niște fraieri. Vor cu atât mai puțin să muncească, să-și ia banii și pe cât nu fac. Că eu la Bacău le-am spus asta, domnule, ce-mi trimiteți mie miercuri, joi, cât se duce la boi și Heltiu și țineți șoferii să doarmă în parcări, dacă mai scoate unul și dă 3-4 turi, la Căiuță îmi trimit în nu știu ce zile o mașină, trimite, domnule, o mașină sau două mașini luni, face comuna Căiuță cap coadă. A luat-o și a făcut traseul, a plecat, cine n-a scos, n-a scos. Dar cred că nu ăsta e interesul. Interesul și-au făcut calculii pe Căiuță are 5.000 de locuitori, ori 3 trebuie să dea fraierea aia 1.800.000, mai îmi dă de la agenții economice 100 de societăți, mai luam și la aia 1.300.000, ia ca 4 miliarde sau 3 miliarde loc de la Căiuți, ori 60 de comuni, trai nenică. 40 de milioane de euro contracte și bani. Nu. O să mergem. Vis-a-vis de ce spune, da, domnul, pe iau cu domnul Drilea. Cum i-am spus, nu domnul Drilea, nu trebuie să numim o persoană anumit. Au fost niște lacune în administrație, așa este. Dar nu știu, voi fi eu primar, că va fi altul și voi fi consilier, voi media sau medita pentru asta ca să dispară aceste lacune. Nu. Eu sunt primar care am anumite atribuții. Avem pe domnul viceprimar, domnul administrator, poliție locală. Sunt persoane care se ducă să facă treaba. Dar trebuie să și vrem. Deci avem personal în primărie. Și nu trebuie să mă duc eu la primărie să stau să... Văd dacă i-a luat omul. Bun, nu, am să mă duc acolo să formez o comisie care o trimis și spun la toți oamenii să înveți, i-a luat. Semnează aici, nene, pe caietul omului, că mi-a luat azi. Acum, nu trebuie să facem o idee că dacă omul nu scoate, nu plătește. Avem de 4-5 zile, ne chinuim cu toți țiganii, 416, curățăm raie, curățăm gunoaie și tot ce duce lumea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să plătească, să ducă, că asta este legea. Vor trebui fiecare cetățean va trebui să-și plătească cu noi, să-și scoată frumos la parte și ceilalți au obligația să presteze serviciu la valoarea și la calitatea care trebuie, care au licitat-o și prin contract. De asta vă spun că o să vină vremea că acum tarifele sunt tranzitorii. Ne putem trezi, am zis mâine ce clauză avem, nu știu cum. Dacă rom prea să spunem mâine că la căiță 6 milioane tona, noi ce facem? Aprobăm 6 milioane tona? Păi de unde o să plătim? Păi nu, că aici e problema. În Adisa, acum suntem câteva comuni care vezi, doamne, ce să vă spun acum, o dau politic, nu știu cine, mă e Durlan, nu știu, nici de-aia mă răzvătesc și eu. Nu, mă răzvătesc pe realitate.
Îmi trimiți adresa să-ți plătesc 110 milioane și tu nu mi-ai prestat servicii de 30. Nu se poate așa ceva. Eu unul nu semnez. Și eu nu dau bani ca nivel de taxă. Să-mi dea factură cu cât o prestat, să-mi trimite cât gunoi e ridicat din comună. Vii la sfârșit de lună, avem și noi cineva la primărie, uite atât gunoi s-a ridicat din comuna Căiuți. Gata, o trebuie să o stopăm odată. Și cei care vom mai veni, dacă vom mai fi în administrație, primari, viceprimari, consilieri, trebuie să luăm taurul de coarnii și să, efectiv, dacă venim la primărie, să venim pentru munca în folosul cetățeanului. Toți, de la primar în jos și consilieri. Fiecare, prin segmentul nostru, trebuie să ne facem treaba. Cât trebuie să punem persoană, nu știu pentru ce, nu trebuie, domnule. Avem poliție locală care putem să-i punem la treabă. Este aparatul în jos să faci? Păi nu poate. Nu că zic că eu mă disculp. Nu mă disculp. Dar nu poți ca primar să stai. Să stai, nu vii trei ori, găsești un alt de adeverinții. Nu vii, nu știu ce. Ai investiții, ai contracte, aia. Mă duc, mă doare capul. Duci la ăla că nu știu ce s-a întâmplat. Nu, de aia primarul are aparat care trebuie să muncească. Și vina mea, și a domnului vice, și a domnului administrator, la toată lumea. Că i-am zis, i-am spus în ședința de lucru domnului Fodor, i-am zis, Fodor, mi-ai stricat oamenii la 416. Ei pontat fără o făcut, n-o făcut și multe alte lucruri. De ce? Eu n-am mai mers pe principiul ăsta. Chiar dacă se apropie campania electorală, lăsăm doar cetățeanul pe care dintre noi o să decidă să fie primar și te dedică. E bun, pe el îl va alege, indiferent. Ajungem, ni certăm, ni mâzgălim, ni facem tot. Dar o să vedeți, cetățeanul știe pe cine să aleagă. Sau cine crede că e de cuvință să-l conducă comuna. Dar trebuie să ne schimbăm și noi, radical, toată lumea. Asta e părerea mea. În rest, nu știu, cu gunoiul cred că avem și vom mai avea probleme. Vom mai avea. Nu cred că o să ne oprim aici. Trebuie să o aplicăm legea, trebuie să o respectăm, dar cred că vom mai avea probleme vis-a-vis de plată, de nemulțumirile cetățenilor, așa este. Dacă ar vrea, pot. Dar nu-i mai bine să trimită 6 mașini în 3 zile diferite să doarmă șoferii în parcare? Că șoferul, dacă a plecat, știe că e la căi. Stă toată ziua. S-au scos unul 3 somberoane, le-au luat. Să mai duce o tură. Mai ia 3. Că în asta se întâmplă. Ce nu vede în realitate? Atât, da? Domnul Drilea, aveți cuvântul că nu te-a plecat. Da. Eu văd foarte bine, o spun domnul primar aici, care a venit la hotărârea noastră cu, pentru persoane juridice, cu așa, cu... Eu am foarte bine. Eugen, care vedeți că am propus 0,25%. Da, e foarte bine că ați intervenit. Atunci haideți să intervenim. E foarte bine că ați intervenit. Totul ce reducem e bun în favoarea agenției economiei, în favoarea persoanelor fizice și a contribuabilor care sunt. Problema, haideți să revenim, pentru că n-a fost în cunoștință din cauză tot Consiliul Local în ceea ce privește taxele și impozitele. Să revenim la hotărârea noastră, să vedem că acolo am cam placat. Și tot Consiliul a placat. Dumneavoastră erați în cunoștință de cauză și putea să ne atrageți atenție. Noi aici am cam cu taxele pe construcții, cu impozitele pe construcții, am cam dat-o în bară. Și trebuie rectificat neapărat. Anul ăsta trebuie să mergem, să ajungem la hotărârea Consiliului Local să o modificăm în favoarea contribuabilului. Asta rugăminte oameni. Poftiți. Da, v-ați luptat și ați reușit și acum ați luptat și... Eu vă zic, eu nu mă dezic de ceea ce fac și ceea ce spun. S-a venit cu un proiect de hotărâri, cu o propunere. Eu n-am mers niciodată să joc la două capete sau să fac un joc politic de altă fațadă. Deci, inflația... Mărirea practică, vorbim despre impozitul pe locuințe, afectează undeva, cred că în jur de 200 de milioane la nivel de comună. Din calculul care am făcut cu aparatul tehnic. Pentru că v-am zis, o casă care plătea 9 lei, plătește 13 lei. Problema mai mare este la agenții economici, unde într-un casă privată, își ține omul, are un contract de comodaj pe 80 sau 100 de metri, plătește taxele care sunt. În rest, taxa de teren, cu intravilan, extravilan, este pe lege. Deci, eu o spun și o repet, inflația
să spun așa, pozitivă, este 200 de milioane maxim la case. Deci nu este. Restul taxelor sunt taxe fixe care nu le-ați mărit. Că toată lumea vine, îmi spune cineva acum care face propagandă, da, plus 5%. Că spune că domnul, eu, am propus nu știu cât și Laurențiu nu știu cât, nu, 5% pentru numele lui Dumnezeu cât vine, 5% la 10 lei, 0,5 lei. Nu-i 5 lei, e 0,5 lei. Ce inflație au propus că a venit Laurențiu? De ce să fii realist? Ați fost consilier, dar domnul viceprimar s-a abținut, poate a sesizat locul. Putea să spun în ședință. De ce să nu fim? Hai să fim realiști, ne spun, reveniți. Nu se pot reveni la taxe, pentru că ne blochează ca la Onești, ne blochează bugetul. Pe baza taxelor s-a creat bugetul pe anul ăsta care se lucrează. În noiembrie, când se refac taxele locale, puteți din partea mea să le duceți, știți cât, să nu plătească deloc. Deci, încă o dată o repet, în afară de 3-4 guri care vin să spună, și în special la agenții economice, acolo să simți, nu e atât de mult. Vis-a-vis pe casă. Și acum vă întreb invers, că dacă o luam pe lege și îi impuneam la fiecare să-și facă o reevaluare la casă, și vine o casă bătrânească care vă arăt acum toată lumea când care fac rapoarte de evaluare, în centru, cum era cooperativa, era 45 de milioane, 450 de milioane evaluată și au vândut-o 2 miliarde jumate. Care e realitatea, oameni buni? Așa și la case. Sunt case care s-au dus din anii 60, care astăzi are evaluare 3 milioane. 300 de lei sau 3.000 de lei, 30 de milioane. La 3.000 de lei luați 2%, 6 lei impozit. Despre ce vorbim? Deci haideți să fim odată de acord că n-a venit nimeni. Lumea și-a umplut lumea de taxe. Da, într-adevăr, la societățile comerciale, pe lege, se simte. Se simte. Acolo este problema. Dar acum am înțeles că la codul fiscal se revine pe această problemă. Și o să se reducă din chestia asta. N-a venit nimeni. Lumea peste tot unde duci. Eu și mai nou, Laurențiu, am făcut nu știu ce. Am împovărat cetățenii comunicăiuți. Ăsta sunt publicistii. Sau cine vrea să vorbească. Domnul Hadara, cum te duce asta? E dânsul foarte bun matematician. Asta știi să arăte eu și Laurențiu mai nou 5%, am omorât oamenii. Te-am omorât. Asta este. Dacă așa dă credit dânsul. Dar, Anaibu, îi dă numai cu virgulă. Cât de bun e matematician, e dă cu virgulă dânsul. Bun, am deviat un pic la subiect, la proiectul de hotărâre. Haideți să-l votăm ca să ne luăm de o grijă. Deci, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Și acum am terminat proiectul de hotărâre. Am merge la punctul următor. Avem raport. Da, se prezintă. Dacă deci, raportul de stare economică, socială și de mediu a Comunei Căiuți pentru 2015. Nu, avem prima dată îndeplinirea hotărârilor, nu? Nu, deci raportul trebuie la mine. Privind starea economică. Da. Este prezentat, nu știu, dacă doriți, care doriți, luați-l la ăsta, nu s-a prăvut, este... Nu, dar nu se prezintă. Se prezintă. Vreți să-i dați citire? Vreți să... Eu nu vreau, că e foarte... Da. Doar dacă vreți puncta ceva din el... Aveți întrebări vis-a-vis de acest raport? Era în material, el l-ați citit, marea majoritate. Urmează punctul următor, raport de activitate a domnului viceprimar. Aici, dacă îmi dați voi, vreau să menționez eu ceva. E raportul meu pe activitatea de, o să spun, ultimul an. Anul trecut am mai dat un raport de activitate, dacă dintre colegi ați văzut. Vreau să vă spun în mare despre activitatea unui viceprimar, cu care dintre noastre o știți. Domnul Matei știe că a fost, domnul Drilea și domnul Motoiu pe aproape. Deci activitatea viceprimarului nu e neapărat în birou, cum mai cer unii colegi. Să stea în birou dimineața de la ora 8 până seara la ora 3:30-4. Nu spun că... Ce, nici nu vreau să fiu populist. Domnul primar, dacă aveți ceva de adăugat la urmă, vă rog frumos. Acum lăsați-mă să vorbesc și eu. Printre activități,
Dacă vreți să urmăriți activitățile cu garda de mediu, procesele verbale în 4 ani, cred că 90% controlul la garda de mediu făcut împreună cu mine, sunt trecut pe toate procesele verbale. Procesele verbale de la DSP, vreau să vă amintesc că și astăzi, la ora 10, am avut control de la DSP, în comun. Reclamațiile dintre cetățeni, dintre care se soluționează, bine sau cu rău. În plus de asta, la DSP am avut și o amendă pe care am plătit. Eu împreună cu domnul administrator, nu știu dacă știți, în calitate de viceprimar. 40 de milioane. Nu știu dacă vi se pare mult sau puțin. Deci astea sunt activitățile pe care le desfășoară un viceprimar, da? Plus, proiectele de hotărâre. Am fost pentru în proporție de, cred că, 98-99%. Am avut o chestie cu impozitele și taxele locale, acolo m-am abținut. Nu știu dacă dumneavoastră, că am fost împreună, știi alte proiecte la care să mă fi abținut. Proiectele din comună. Să nu credeți că viceprimarul chiar nu are contribuții cum are un domnul primar, consiliul local, dar la toate proiectele din comun. Mă refer. Drumul Heltiu. Mega proiectul, trotuș cu afluenții pe Pralea, pe Căiuț, cu gabioanele. Am fost și sâmbătă și duminica, m-am implicat în toate activitățile. Proiectul cu asfaltarea Căiuț, sat, biserică, Popeni, deci care s-au legat de instituții. Popeni, grădiniță, gară, Căiuț, biserică, Pralea. Și cred că în proporție de aproape 100% mi-am făcut activitatea pe care trebuia să o desfășur. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări și ceva de completat, vă rog frumos să mă întrebați și să vă răspund la fiecare chestie. Din activitatea, de ultimii 4 ani, de ultima, nu știu dacă să mai fie un raport de activitate. Domnul consilier, ce-am răspuns? Domnule Vice, aș vrea să vă întreb, nu știu cum ați făcut dumneavoastră raportul ăsta de activitate, dar mai mult l-ați făcut acasă, că la serviciu, în sfârșit. Da. Nu știu dacă v-ați făcut raportul de activitate, ce activitate ați avut în pădure și la animale. Nu știu ce activitate ați avut, plecările în concedii medicale în Germania și unde ați fost dumneavoastră pe bază, cred că ați avut concedii de odină, cred că mai mult ca profesor, am impresia, cu tine ori ați plecat, câte plecări aveți. Dar dumneavoastră spuneți că aveți activitate. Din 4 ani de zile, nu cred că ați făcut 4 luni de zile în primărie serviciu. Că spuneți că aveți teren, că aveți aia. N-ați fost niciodată la serviciu. De ce să nu fim corecți? Haideți să ne vedem lungul nasului, cum mai bine așa. Că... spuneți-vă adevărul ce ați făcut 4 ani. Asta să vă spun. Sau ultimul an, măcar, cu timp. Asta ar vrea să spuneți adevărul. Nu să veniți așa cu... să spuneți dumneavoastră că nu-i populist. E mai exagerat ca populist. Sunteți. Îmi pare rău că vă spun și mai vreți să fiți și primar, pe altă parte. Dar lumea o să conving, o să vadă lumea activitatea dumneavoastră care ați făcut-o. Țineți minte când ați făcut nicio ședință comisiei primii 3 ani? Țineți minte ce ați făcut când nu veneați la ședințe și spuneați că nu vă... președintele comisiei, ceea ce nu trebuia să fiți. Îmi pare foarte rău. Nu ca viceprimar, vă dau exemplu de președintele comisiei. Asta trebuie să vă gândiți. Când vă spuneam de ședință și clasă, că lumea nu poate să-mi ia banii, că n-am niciun drept, că pot să lipsesc, pot să plec. Bine, v-ați făcut mâine, ați plecat, ați făcut ce ați vrut cu vă conta, treaba dumneavoastră, nu mă interesează prin ce ați făcut. Dar nu știu de ce nu spuneți activitatea exact care ați făcut-o. Pe mine asta mă interesează, activitatea corectă. Că odată ați plecat că v-a fătat vaca, odată ați plecat că v-ați dus în Germania, odată că v-ați dat divorț nevastă, odată nu și-ați mai făcut și asta e, s-a dus timpul. Banii ați luat. Dar pentru ce ați luat banii ăștia în primărie? Pentru activitate n-ați avut. Corect. Mulțumesc. Da, urmează domnul consilier. Am o problemă. Am discutat-o și în toamna anului trecut. Ăsta mie mi-e frigul, da? Poftiți, e subiectul ăsta. Dacă îmi dați voi un pic, dacă nu-i bun, stau jos și am terminat discuția. Problema s-a discutat și anul trecut. Un pic de plantații pe coasta aia, marginii drumului și... a marginii drumului. Pe coasta aia care se dărâmă, e pus în pericol drumul, că mai s-a mai dărâmat de vreo câteva ori. Pe coasta de care vine de la intrare, de la Oprea, duce pe marginea muntelui, unde a fost dărâmat
acolo și s-a completat cu gunoi. La Pețărânarul și Munchii. Da, exact, exact acolo. Așa, e o rugăminte, dacă vreți să încercați cumva să faceți, că a venit primăvara de acum, nu mai avem ce plantația, dacă o facem mai târziu, s-a dus. Pentru asta vă mulțumesc. Vă rog frumos, punem pericol, iau drumul, să dărâmă cu urmă, iar nu se face iar. Vă mulțumesc, domnul Vici, vă mulțumesc, domnul primar. Poftiți? Am ascultat raportul prezentat de domnul viceprimar. N-a prea fost suficient de convingător, să spun de ce. Pentru că n-a prezentat și acele zile sau săptămâni care au o lipsit din primărie, sub ce formă au fost lipsite, concedii de odihnă, concedii medical și mai puțin activitate primăriei. Dar eu, probabil, dacă am să mă prind un post de consilier, am să vin cu o altă propunere. Cocondecă la secretar cu tot personalul din primărie, ora plecării, unde și ora sosirii. Mi s-ar părea foarte corect ca să putem verifica activitatea personalului. Vă mulțumesc. A fost înființată o echipă, un ansamblu folcloric cu copiii de la școală. Am rugat să mai facă un ansamblu ăsta cu tinerii din comună. Nu s-a făcut nimic și nu știu dacă ansamblul ăsta cu copiii mai există, cu dansurile, cu muzica. În ultima perioadă n-am mai văzut să mai fi nimic, care aparține cam tot de problema viciului primar. Altceva? Atât. Ai cineva să se înlăbuieți să-l consideri? Perete. Dacă nimeni nu mai trebuie să spune fii, Văd că la celelalte rapoarte de activitate din anii precedenți nu s-au discutat în felul ăsta. Drept dovadă că unii dintre colegii deja au intrat în campanie, dar e problema lor. Iar activitatea mea, chiar dacă nu se votează în Consiliu, o să voteze oamenii la timpul lor. Fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de remușcare. Așa că, domnul Vrânceanu, dacă am fost în concediu medical, am fost de la doctor o singură dată, iar dacă am fost în concediu dignă, am avut dreptul ca fiecare om. Iar, vis-a-vis de problemele personale, nu cred că ar trebui să-i poarte grijă nimeni. Problemele personale să le am eu și să fie a mele. Nu vreau niciunul să-mi poarte grijă de problemele personale. Fiecare să-și poarte grijă de problemele lor. Da? Atât am avut de completat, domnul Vrânceanu. Bun. Deci am terminat punctul ăsta. Mergem la punctul următor. Un raport privind ducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local Căiuț în perioada 1-1-2015, 31-12-2015. Domnul primar, aveți cuvântul. Deci, aici în raport, nu le dau citire, dumneavoastră le aveți enumerate, modul cum au fost duse la îndeplinire. Deci, domnule consilier, cine se scrie la cuvânt? Discuta pe ele. Nu se scrie nimeni la cuvânt? Avem un invitat în sală, nu avem complicări la ședința asta, prin ședința extraordinară. Vă las tot, da? Domnul Marin, aveți cuvântul. Am zis că am vrut să mai completez ceva. Referitor la ședințele astea care le faceți lunar, adică și mai des dacă e cazul, cred că se pot face, dar dacă se face o dată pe lună, de ce nu stabiliți ordinea de zi mai înainte? Să dați materiale la domnul consilier, să le studieze, să înțeleagă că referitor la buget, când s-a votat bugetul. Foarte mulți n-a știut ce înseamnă 0 la 5%. Și au votat în neștiință de cauză. Cineva trebuia să le explice. Asta înseamnă la o cantitate de, la o sumă de. Mulți au votat și n-au știut sigur. Sigur n-au știut și de a ieșit așa. Și știam lucrul ăsta, eu n-am fost chiar atunci. Și nici eu n-aveam de unde să știu, că nu suntem noi multe pregătiți. Dar cineva trebuia să-i bage în temă. Bă, băieți, vedeți că asta înseamnă. Înainte de a vota, nu? După ce a votat, degeaba spune. Deci, așa se studiază și, adică, și oamenii care vede în perspectivă lucrurile. Dacă pe ordinea de zi, care este astăzi, se studia înainte cu o săptămână, se trimitea materiale, să le studieze consilierii, ei vin aici, n-au timp. La unde gata, ridică sau nu ridică mâna. Nu știe că ce a însemnat lucrul ăsta, poate.
cineva sau să-i pregătească sau să le dea materialele astea înainte. Să le dea înainte. Să aibă timp, el când votează știe, bă, asta înseamnă. Nu să îngheontească pe aici că, bă, tu n-ai votat și la de ce. Nu știu, dar n-am votat. Nu știu dacă acum, nu e diverse, nu? Nu, dar nu contează. Mai aveam de spus. Și nu mai iau cuvântul la diverse. Acum 4 ani când am plecat și eu, am pornit și eu cu cineva la drum, la un partid al lui Diaconescu. Nu-l contestăm, cu treaba lui, el își face meseria acolo unde e. Dar am plecat cu cineva și am muncit foarte mult. Am fost la Pralea de multe ori, am fost la Hiltiu, la Boiște. Și am mai fost cu cineva care este aici în sală. Vă rog frumos să aveți grijă care îl luați acum, să nu pățiți ca mine. Înainte cu o săptămână și-a luat el niște oameni de pe drum și i-a băgat consilier cu el, în frunte. Și este el și pot să-i spun și numele cine. Dacă el a avut ceva de spus, eu m-am delimitat de el, nu de altcineva. Că totul l-a luat unul de pe drum, ăla nici nu știe, nici nu era trecut în date măcar. Nu, am vrut să vă spun, să știți cu cine plecați, dacă mai, că mai sunt și alții, poate nu e. Da, am înțeles. Nu, am vrut să vă spun să știți cu cine plecam. Am dat. Am ridicat problema finalizării iluminatului public la Ploiești. Ne-ați promis de câteva ori. A dat domnul Glici un telefon, care erau băieți acolo să finalizeze lucrarea, i-a luat că e urgență la Pralea. S-a spus că revine. Nu s-a mai revenit. Am ridicat această problemă de câteva ori, dar nu știu nici... Sau mai așteptăm vreo 4 ani până când se finalizează. Am dat domnul Glici, să o facă și a făcut o comunitate care l-a făcut și aici. Nu știu dacă a făcut, dar mă rog, bine, mulțumesc. Domnul primar, dacă tot o să fie un război continuu cu Rompresul ăsta, cele 52 de primării nu pot să facă ceva cu asociație? 65. Mă rog, câte sunt? Că până la urmă nu o să stingă conflictul ăsta niciodată. Da, da, vă spuneți. Vă spun la ieșire, am fost amenințat acum cu un nou dosar penal, pentru că, vezi, doamne, eu pun problema acum, că nu mai sunt în PSD și deranjează. Nu, este ca la partid politic aprobarea în asociație. Se vorbește, le se spune înainte și ridică mâna toată lumea pentru că așa e treaba. Ce vreți să vă spun mai mult? Asta se întâmplă acum. Și eu am făcut parte din aceeași gașcă înainte. Indirect. Până a te lovi cu capul de sus. În viața acum, dacă ești conducător de primărie sau instituție, trebuie să ai principii, să nu ții cont de restul. Crestul își văd numai interesul. Toți acum spun că nu mai e durat la PSD, de aia răzbătești. Nu. N-are treabă una cu alta. Să fim realiști, sunt alte interese la vârf acolo. Și ăsta e adevărul. Și eu vreau să stau director pe 60 de milioane. Mașină și telefon. Și să mă reprezinte cum mă reprezintă. Deci ce vorbim? Când mi-a zis primarul care era acolo, eu n-am fost la PSD, am fost la liberal și am venit. Zic, foarte bine că ai venit, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim toți de acord cu aceeași idee, nu? Că vă spun eu că dacă făceau statutar cum era în asociere, să pună pe ordinea de zi proiectul hotărârii cu 25%, dar nu că am negociat cu Rompresul așa și nu putem dacă am negociat. Deci noi nu putem dacă Rompresul spune să stăm în capul. Cetățenul a reparat-o și a menținut-o așa, noi știm cum. Că acum mâine am vorbit să aducem... Era țerafică. Și aia, acum nu se poate mașina asta să intre? Se poate, domnule. Dacă tai copaci ăia, îi mai scurtează și asta, se poate acolo intra. Domnul, măi, suntem aici cu domnul Vici, primarii, cu părinții, cât mai avem de lucrat, o să vedem domnul Vici, trebuie mers. Făcut proces verbal cu ei pe drumurile care trebuie să intre, în care menționăm, dați intrat acolo, nu luați banii, salut, deci facem un proces verbal foarte dur. Și peste apă, ei, și peste tot, domnule, trebuie intrat acolo, trimis, băi, om bun, te duci la un lau, taiți creanga să intri în mașină, nu cred că oamenii nu vor să taie. Pentru că omul și-a pus casa, acum așa cum ai defavorizat, a făcut ordine. Suntem aici și poate vom mai fi, indiferent pe ce